Primăria municipiului Ploiești, în parteneriat cu organizația Ecotic, va organiza în perioada 25-30 septembrie, la nivelul orașului, campania națională de colectare a echipamentelor electrice și electrocasnice uzate, Orașe Curate. În cadrul acțiunii, ploieștenii care vor să renunțe la aparatele casnice scoase din uz, le vor putea depozita în punctele de colectare a deșeurilor menajere zilnic între orele 9-15. Acestea sunt amenajate în municipiul Ploiești, după cum urmează: zona Hale, în fața halelor centrale, zona Lămâița, în vecinătatea bloc numărul 39, zona Sud, în fața magazinului Big, zona Nord, în fața complexului Mare. Derulată sub îndemnul "Ai grijă de Ploiești, păstrează-ți orașul curat și civilizat", campania îi premiază pe participanți pentru fiecare deșeu predat care cântărește minim 5 kg sau acumulat, cu un premiu instant în limita stocului disponibil.